Vă salut, prieteni, revenim în forță, suntem și campioni mondiali la un sport individual, suntem noi românii, cu toate că în ce condiții se antrenează băiatul ăsta, dar asta e moda, acum toată lumea vorbește despre el, despre cât de ușor să face sport în România, ce condiții senzaționale sunt. Cred că dacă ne apucăm așa să numărăm piscinele din București, nu cluburile care au bazin de not sau bazine de not, cred că n-ajungem la 10. Dar domne, e român. Asta e o întâmplare, un noroc că băiatul ăsta talentat de la Dumnezeu se naște în România, că familia are cât de cât fonduri să-l susțină și că a găsit și un antrenor încă de tânăr, de la 10-12 ani, care a știut cum să-l modeleze. Dar foarte, foarte mult este meritul familiei și al sportivului și al antrenorului. Mai puțin condițiile oferite de către CSA Steaua și CS Dinamo. Pentru că, da, am spus și Steaua și Dinamo, pentru că sportivul respectiv, David Popovi sau Popoviciu, nici nu știu exact cum e corect, dar uite că mă uit chiar acum, a fost la Steaua, Popovici, e corect, David Popovici, iar din diverse motive el se transferă la Dinamo sau se duce la Dinamo. Și aici chiar că nu înțeleg cum poți să pierzi un sportiv de asemenea nivel, pentru că tânărul ăsta, încă are 17 ani, e un tânăr, a fost talentat de când a intrat în bazin. Și chiar povestește antrenorul lui că la un campionat național sau la o competiție a luat 15 medalii. La toate probele posibile care a intrat în apă a luat medalii, dintre care 12 parcă de aur. Deci vă dați seama, e un fenomen. Ăsta e un Messi al înotului mondial. E un copil care, dacă dă dovadă de seriozitatea de care a dat dovadă până acum, în următorii 10 ani va domina înotul mondial. Cam din același aluat cu Nadia Comăneci, cu Ilie Năstase, Gheorghe Hagi, Ivan Pațaichin, fetele de la gimnastică, care ai norocul că să nasc într-o țară. Atât. În rest, eu mai citeam de Diana Mocanu sau tot așa, care de tânără ajunge și câștigă niște medalii. S-a antrenat la Groapa cu Bureți și se ducea pe la campionate europene, mondiale, la nu știu ce competiții și câștiga. Asta e o pură întâmplare și nimic mai mult. Noroc și atâta tot. Revenim la fotbal acum, pentru că am văzut. Se va vorbi o zi, două și de băiatul ăsta, pentru că ăsta are rezultate de când s-a apucat de not, indiferent că a fost vorba de juniori sau acum e prima competiție la seniori importantă. Și să scriu două, trei rânduri, pentru că notul nu are sau nu suscită interes printre cititori, printre cei care urmăresc emisiunile sportive, cum este în cazul fotbalului. Și atunci s-a scris ieri, să mai scrie azi un pic, mai e o probă ceva azi, o să o câștige și pe aia sau ia medalie și gata, se uită. Și tot revenim la Dinamo, la Divizia B, la Rapid, la Steaua și așa mai departe. Și am văzut că ieri s-a reunit și cea mai proaspătă retrogradată din campionatul României, Dinamo București, într-un anonimat aproape total,
cu câțiva jucători de anul trecut, câțiva tineri de la echipa de 19 ani a clubului, cu antrenorul de la echipa sub 19 ani, Gheorghe Mihali, declarațiile lui Zăvăleanu că va ajunge la un acord să rezilieze contractul cu Filip, declarațiile jucătorilor, chiar a celor care și-au dorit să rămână la Dinamo, dar după discuția cu Zăvăleanu în care li s-a comunicat că nu sunt bani mai deloc, că banii din urmă nu se știe când și dacă o să-i recupereze și ar trebui să renunțe la mare parte din ei, marea majoritate aleg să plece și bine fac, pentru că, ca orice activitate pe care o prestezi, trebuie să fii și plătit. Iar în cazul jucătorilor de la Dinamo nu prea se întâmplă. Am urmărit cu interes și declarația domnului Gheorghe Mihali, Gică zis, că nu e frică să antreneze Dinamo. Păi, aici nu e vorba despre frică, este vorba dacă cei din conducerea clubului vor avea curajul să lase să antreneze echipa, pentru că până acum n-a antrenat mai pe nicăieri. Și ce, domne, la divizia B eu am câștigat cupe, campionate? Păi da, dar le-ai câștigat ca jucător. Și e mare diferență între a câștiga ca jucător într-o generație bună, foarte bună, și a antrena o echipă lipsită de valori, o echipă fără bani, o echipă care și în momentul de față e mai aproape de retrogradarea în divizia C decât de promovarea în divizia A. Până la urmă, cred că obiectivul lui Dinamo anul ăsta ar trebui să fie menținerea în a doua divizie, să se găsească un finanțator, un sponsor, un nou proprietar, un ceva ca să echilibreze un pic situația financiară, iar la anul fiind un pic mai multă seriozitate și bani, să încerce să promoveze. Am auzit și unele declarații, domne, avem un culoar favorabil să promovăm. Păi cu cine? Și dacă mai sunt, ar fi doar 3-4 echipe în divizia B, Dinamo în niciun caz cu lotul care îl are și cu banca tehnică care o are, nu ar avea un culoar favorabil. Sub nicio formă, pentru că sunt echipe peste Dinamo din multe puncte de vedere în divizia B, chiar dacă nu mai e bătălia care a fost anul trecut cu Petrolul, cu Hermannstadt, cu Universitatea Cluj, dar sunt echipe care cel puțin au continuitate la nivelul diviziei B, care nu au probleme financiare, care au stabilitate la nivelul băncii tehnice și a antrenorilor peste ceea ce are Dinamo în momentul de față, și atunci nu știu dacă, cred că e o minciună frumoasă asta, așa, sau e o păcăleală pentru membrii aia care mai trebuie să cotizeze bani. Și atunci, domne, avem culoar, avem ce culoar aveți? Nu aveți culoar, pe topogan aveți culoar. Că nu e, e greu. Adică, l-auzim pe Mihali că spune ce, domne, cu 5 jucători, îmi trebuie 5 jucători, promovez. Hai, o să fim serioși. Dinamo trebuie 15 jucători, nu 5, că oia care cât de cât aveau impresia că sunt fotbaliști, au plecat. Oia care nu prea jucau, rămân, dar nu că ar fi scule, pentru că n-au unde să se ducă, nu ia nimeni. Câțiva tineri, dar cât să fie și tineri aia, piese. Dacă erau așa piese, îi luau anul trecut la divizia, nu? Dacă erau senzaționali la 19 ani. Și atunci din ce? Din ce face Dinamo așa peste noapte și pe ce? Că zice Mihali, 5 jucători, domne. Zice 5 jucători, dacă... Păi da, dar pe ce îi aduce ea? Îi plătește discobolul? Cine îi plătește?
Cred că e un pic așa, o minciună împachetată frumos în continuare la Dinamo și chiar cred că echipa asta e mai aproape de divizia C și de faliment decât de menținerea în prima divizie, în a doua divizie în momentul de față. De ce visează ei să promoveze e aproape imposibil. Văd că toți jucătorii care pleacă și reziliază contractele de comun acord și asta e o practică foarte bună în România și văd că nu mai acum nu se mai nu mai vorbește nimeni. Și mai ales sindicatul ăsta, că l-am văzut și pe Hulubei ăsta de Apple la sindicat, a început să-i placă la televizor și lui ăsta vorbește mult și nu spune nimic. Păi spune-ne mă cum e posibil ca jucătorii să aibă 6 luni, 5 luni, 8 luni de restanțe financiare, să-și dorească să plece de la club și clubul să zică, a, păi stai bă că mai ai contract cu noi încă un an jumate, renunță la alea 10 salarii. Păi stai mă, din moment ce nu m-ai plătit, nu mi-ai dat un ban și acum vreau să plec, cum să renunț mă la banii aia? Ca să plec liber. Păi nu mă fă, bă, ar trebui dată o lege o să fie trecut în statut, în regulament și așa mai departe, bă, n-ai plătit jucătorul timp de 90 de zile, este liber, fără nicio pretenție financiară sau de altă natură din partea clubului. Cum fac străinii? Nu i-ai plătit? Hop, au plecat direct. Să legitimează provizoriul la alt club și la revedere, decide comisia, dar nu comisia din România. Comisia din România e fix pix. Pe mână cu conducătorii și amână pe aia câte 8 luni până dau decizia. Bă, dacă eu am depus azi memoriu și ți arăt că n-am fost plătit 3 luni, îți prezint extract sub bancar și nu sunt plătit. Ce mai tot citesc tu clubul de 10 ori, o singură dată nu s-a prezentat? La revedere, înseamnă că jucătorul are dreptate. Bă, nu te-ai prezentat ca și club. De săptămâna asta, pe săptămâna viitoare, ai fost citat cu 5 zile, 7 zile înainte, nu poți să prezinți extrasul de cont sau ordinul de plată, marș, mă. Nu, stai că e contabil un concediu, pe urmă stai că era închis la bancă, ăia dau termen peste 4 săptămâni, să îmbolnăvește nu știu cine care reprezenta clubul nu vine, mai trece o lună, mai și până la urmă la jucătorul să termină și perioada de transferuri și tot, rămâne și cu ea în curs și neplătit. Și zice clubul, bă, ai văzut? Vrei să pleci? Renunți la 20.000. Păi stai, eu n-am fost la antrenament de aia 20.000. N-am jucat sau n-am jucat. Am avut contract, m-ai plătit? Nu. Păi atunci ce mai vrei, mă? Și văd toți, asta e moda. Nu-i plătesc. Așa, când își dau ei seama că e groasă treaba, 3, 4, 5 luni de zile, tot aburesc. Ce lasă, bă, că dacă retrogradăm, oricum o să plece ăștia și ca să le dăm drumul să renunțe la bani. Că dacă nu-i ținem aici, la divizia B, las că-i mai păcălim 2-3 luni, că până își fac memoriu, până depun memoriu, până dă comisia, până nu ne prezentăm, până... Și prosteala e forma de sclavagism din fotbalul românesc. Și pe urmă ne mirăm. A, păi de ce nu avem rezultate? A, păi de ce nu creștem tineri? Păi nu vedeți că jucători de divizia C foarte mulți și B din ce în ce mai mulți pleacă la muncă în străinătate? La muncă, la construcții, la autostrăzi, la portocale, la frăguțe, căpșuni. Stau săracii la 20 și ceva de ani să împrumută de bani de la prieteni, de la rude, de la... Îi dau ăia proprietari afară din case, că nu a plătit clubul chiria și așa mai departe. Și oamenii zic, păi stai bă, ce facem, murim de foame. Facem foamea să ce? N-are rost. Hai la muncă. Și bă, păi ne bat ăia, păi ne bat ăilalți, păi cred că eu n-aud, nu citesc în ziare, n-aud așa din anturajul fotbalistic. Jucători prin Bulgaria, prin Ungaria, prin Moldova, pe unde vreți voi și zic țări de astea așa care cât de cât noi avem impresia că ne comparăm cu ei. Nu ne comparăm nici cu Ungaria, nici cu Bulgaria, hai să fim serioși.
Noi ne comparăm acum cu Andorra, Liechtenstein, Insule Feroce, și de-astea, Moldova, cu ăștia ne comparăm. Dar nici la ăștia nu se întâmplă să nu fie plătiți aia cu lunile. Nu mai zic de campionate mai. Nu, bă, sunt plătiți. Că sunt slabi, că sunt proști, că sunt cum sunt, au semnat contracte cu ei. Cluburile îi plătesc. Sau să înțeleg. Bă, mai ai un an de contract. Uite, cât ai de luat? 12 lei. Bă, ia 5 lei și pleacă. Și hai să reziliem contract. La noi, bă, de cât timp nu ești plătit? De 10 luni. A, și mai ai un an de contract. Renunță, bă, la banii aia. Și uite, dacă vine o echipă să ne dea 30-40 de mii de euro pe tine, îți dăm drum. Păi stai, mă, tu nu mă plătești și mai vrei să iei și bani pe mine. Și să renunți și la banii din urmă. Și pe urmă vin ultrașii, ăia, importanții, echipa suntem noi. Domne, ce e asta, domnule, dă telefon. Bă, să moară, să facă, să dreagă, să rupem picioarele, tu vrei să îngrop clubul. Bă, n-ai jucat nimic, papagalule, să-ți moară, să-ți dreagă, să te prinde noi în oraș, te rupem cu bătaia. Ce e asta, bă, vrei bani, n-ai jucat nimic, pușcărio ce ești, renunță, bă, la bani. Asta se întâmplă în fotbalul românesc. Și după aia plângem. A, păi, n-avem terenuri, n-avem jucători, n-avem antrenori. A, bine că avem președinți de club și finanțatori care sunt corecți. Ăștia-i avem. Și uitați-vă la marea majoritate a echipelor. Uitați-vă așa în conduceri, în interiorul conducerilor, cum sunt alcătuite și de către cine. Și veți avea un răspuns foarte aproape de realitate. Eu nu știu dacă tot pe surse tot apar în ziare. Ăla câștigă 3.000, ăla 7.000, ăla 10.000, ăla 15.000. Mă, de ce n-apar tot pe surse și salariile celor din conducerile echipelor? Să spună președintele, atât, vicepreședintele, contabilul șef, directorul sportiv, doctorul și așa mai, dar ăștia, doctorul, masorul, ăștia sunt mai puțini. Să apară ăia, președinte, director sportiv, vicepreședinte, să apară așa ca să facem o comparație. Eu fac pariu cu voi că la marea majoritate a echipelor, marea majoritate, nu știu dacă e corect sau nu, că o să zică toți, păi da, bă, da, ăla are responsabilitate și ok, dar cred că cei mai bine plătiți sunt președinții de cluburi și care sunt pe lângă. Directorul sportiv, bine, directorul sportiv, dacă nu e vreun de la pus, că așa vrea șeful. Și zice, lasă-mă că te ținem aici, ia și tu 1.000 pe lună. Că e omul lui șeful sau e sifon la șef. Dar cred că președinți, vicepreședinți și citesc și eu, aud așa, aud că de scris nu prea să scrie. Mamă, ăla 7.000, ăla 10.000, ăla 15.000. Păi ok, da. Dacă fotbalistul are 3.000 și nu e plătit de 8 luni, ăla dacă are 15.000, cum e plătit ăla zi? Că n-au niciunul să se plângă din președință să zică, nu, domne, las că nu mi-ai o salariu 3 luni, să dăm la jucători, să dăm la antrenori, să dăm, nu știu, la femeile de la bucătărie și de la spălătorie. Și aici cred că e o problemă. Bine, o să ziceți unii ăștia care sunteți pricepuți, a, păi stai, bă, că ăla are responsabilitate, că el conduce clubul. Păi da, bă, dar înseamnă că nu conduce clubul bine dacă jucătorii sunt neplătiți de mai mult de 3 luni. Hai că 3 luni la noi acum ai AUR, care la ce echipe sau la care echipe sunt restanțe doar 2 luni de zile, ce, mamă, e bine rău aici, suntem aproape la zi. Păi înseamnă că nu e ceva ca lumea în clubul ăla, nu? Adică înseamnă că ăla nu-și face treaba, care e cel mai bine plătit. Că n-atrage sponsor, că
nu face transferurile care trebuie, nu? Nu conduce bine departamentul de scouting, de marketing, de... E ceva neregulă dacă nu sunt bani, nu intră bani la echipă decât pe contract de împrumut de la patron. Care patronul peste un timp zice, păi stai bă, s-a vândut jucătorul ăla, virează-mă toți banii la mine în cont că am împrumutat clubul. Păi ce fac, eu pierd banii? Păi și atunci, dacă nu mai dau televiziunile bani, trei sferturi din echipe dispar. Dispar sau se întâmplă ca la Dinamo, ca la... Pe unde se mai întâmplă? Ca la Clinceni, ca la Mediaș. Se desfințează. Și atunci nu înseamnă că nu-și face treaba. Înseamnă că e plătit degeaba. Sau e pus degeaba. Da. Vom vedea ce se întâmplă și la Dinamo. L-am văzut și pe Șerdean ăla sau cum îl cheamă domnul posesor de pachet majoritar acțiuni, de acțiuni. Domne, gata, discut cu cineva, bă, ăsta e o hahaleră, un mincinos, bă, ăsta de câte ori îl întreabă cineva în ultimul an de zile, de când cu cota zero ăla, tot discută, tot l-a găsit, acum a semnat contract de confidențialitate. Nu pot să vă spun că... Păi cine mă să ia Dinamo, să-i dea și lui ăla, că excroc ăla, între ghilimele, și așa scrie prin ziar că excroc. Bă, tot minte, a spus un lucru corect, bravo lui, bă, omul aici a fost corect. Dom'le, eu n-am puterea să țin un club de talia lui Dinamo. Și tot caut soluții. Bă, n-ai puterea asta, o știai de la bun început, de ce ai mai luat pachetul ăla de acțiuni de la cota zero? Că e de ciugulit acolo câteva sute de mii? Că am înțeles că și ăilalți, alți corecți, DDB-ul ăla, ei au făcut simbolic pe un euro. Păi de ce să luați, mă, pe un euro? Dați un milion, că tot cereți bani. Și pe Facebook, și la urne, și la stadion, și lângă stadion, bilete online și nu mai știu. Păi dați-mă bani dacă vreți să fiți Dinamo voi. Că voi ați administrat și a retrogradat echipa. Nu sunteți salvatorii. Când aud aia salvatorii. Nu, mă, salvatorii erați dacă echipa nu retrograda, nu vă băgați la tactică, la numit de antrenori. Să explica membrilor cotizanți ce s-a întâmplat cu banii tot timpul. Acum ce e ofertă simbolică, un euro facem noi, luăm noi acțiunile. Luați-le, mă, pe un milion, că bani au fost, unde or fi, nu? Că scriu ăia pe forumuri, pe Facebook-uri, pe toate astea. Dar vedem, trebuie să ținem aproape. În rest, noroc că ne mai dă Dumnezeu cu un noroc de ăsta să naște cât un campion mondial în România. Că mai aude lumea de noi și ce mă bucur pentru băiatul ăsta că el câștigă la Buda pe ăsta. Și tot spuneam noi la nivel fotbalistic că suntem foarte departe de unguri, măcar ăsta câștigă acolo și ne mai îndulcește un pic amarul. În rest, rămâneți oameni și nu uitați, fiți buni azi, fiți buni mâine, că până la urmă ne va vedea cineva. V-am pupat, toate cele bune!